și zic să înceapă vlogmasul de astăzi. Suntem la partea sărutului și se spune că fiecare cuplu care vine aici și se sărută va fi împreună pentru totdeauna. Am lăsat poarta sărutului în spatele meu și mergem acum la Masa Tăcerii, o altă sculptură a lui Constantin Brâncuș. Vreau să spun că este curios cum cuplurile vin să se sărute sub poarta sărutului, crezând că este o sculptură care evidențiază cumva dragostea și iubirea, însă scopul acesteia este de fapt să sărbătorească triumful morții asupra vieții. Funny fact, când eram la poarta sărutului, a trebuit să aștept un grup de vreo, câți erau eu? 7 persoane ca să se pozeze fiecare cuplu cu cuplu, apoi fiecare persoană individual, apoi nu știu câte poziții individuale de fotografii, sper că nu are o altă conotație asta. Mă rog, toate bune și frumoase, am așteptat să se elibereze ca să iau și câteva cadre, apoi am venit la Masa Tăcerii, ce credeți? Același cuplu și din nou așteaptă Alexo să filmezi și tu câteva cadre după ce fiecare se pozează per cuplu, individual. Mai aveau un pic și o aduceau și pe mama și pe tatăl și pe toată familia lor. Păi n-am prins eu în sfârșit măcar Masa Tăcerii doar pentru sufletul meu. Haideți mai aproape! Ia zi, bem un ceai? Bem. Andreea, ți-e frig? E foarte frig. Alexa, zicând, chiar mai mi-e frig, e super drăguț afară, la care Andreea? Azi că abia nu mai facem foc. La central. Și acum? Mergem la Coloana Infinitului? Da, mergem în celălalt parc, la Coloana Infinitului. Da. Se vede bine. Sunt sub poarta sărutului, era să zic poarta tăcerii. Și acum mergem să vedem sculptura emblematică a lui Constantin Brâncuș, anume, care? Coloana Infinitului. În sfârșit pot să fac asta și să respir și eu. Am înghețat puțin, dar mergând și filmând, eu una mă încălzesc și uit de frig. Da, și cum spuneam, acum mergem spre celălalt parc, ce simpatic e nouă acolo în spate, să vedem Coloana Infinitului. De fapt, nu am mai văzut-o, dar am zis să filmez și pentru voi în cadrul unui vlogmas. Și anume în cadrul vlogmasului de mâine. Daznă, spune. Se agită pe aici. Este încântat că am revenit la el.
E ca și cum asta mult singur, cred că vreo 15 minute. Da, și ce voiam să vă spun, dimineața a nins și era super drăguț. Bine, a nins așa, ușor, e muzica. Da, deci a nins și ce mă gândeam eu, că ies afară, filmez vlogul ăsta pentru voi de la... din Târgu Jiu, cu operele lui Brâncuș, și că totul o să fie acoperit de omăt, nimic. Nici nu zici că a nins de dimineață. Ultima urmă de zăpadă care a mai rămas este aici. Gata, am ajuns în parc. În parcul în care se găsește coloana infinitului. Sper eu să fie mai liber aici. Sper să fie mai liber aici ca să pot iau și eu niște cadre pentru voi. Dar ce credeți? Sunt niște persoane, puține, patru, care se joacă fix în fața coloanei. Și lumina asta nu e ce ne trebuie. Atunci, da. Scripescu de asta. A, asta numai aici a fost, făcut direct da, aici. Da, aici. El a făcut numai romburile astea, le-a făcut în atelier. Cumva, nu știu din ce sunt făcute. Și unde s-au ocupat? Păi și în direcția lui supraveghere. Da. De apă aici, așa. Știu că asta e acolo, drumul. Acolo în jos. În 1936 parcă a fost începută construcția, nu? 37 zi. În 1937. Parcă în 1938 s-a terminat. Da. Iar acum am lăsat cumva coloana infinitului în spatele meu, care, apropo, are o înălțime de 29,35 de metri, deci destul de impresionant. Și mă îndrept ușor spre mașină, unde mă așteaptă Znau și Vlad, pentru a pleca spre casă, să ne asigurăm și să fugim pentru că vine mașina. Am ajuns și noi acasă în sfârșit. A fost un drum destul de lung, bine, și ca distanță, dar și... din cauza faptului că a fost destul de aglomerat, însă se putea și mai rău de atât, pentru că am prins noi și ambuteiaje mai mari decât cele pe care, de care am avut parte astăzi. Alături de mine l-am pe asistentul meu, Snow. Ne-am cuibărit împreună într-o păturică pufoasă, pentru că este super frig afară și parcă resimt așa frigul în toate oasele din corpul meu. Da, mami, spune, unde vrei să te duci? Dar am zis să mai pornesc camera pentru a încheia acest vlogmas și pentru a-mi lua la revedere de la voi, desigur. Ca activități în seara asta nu cred că vom face ceva deosebit. Eu o să-mi petrec seara la laptop pentru a edita vlogmasul pentru mâine și pentru a mai rezolva niște chestiuni rămase. Între timp sper să și mănânc ceva pentru că sunt cam hămesită. Vlad s-a dus la cumpărături pentru a cumpăra cele necesare și să vedem ce ne gătește bun. Și da, cam atât. Vă mulțumesc super mult că v-ați uitat la acest vlogmas. Sper că v-a plăcut și de ce nu vă aștept și mâine pe canalul meu de YouTube. Pa, pa, vă pup! Pe mâine!